Bună seara, sunteți în la emisiunea Dilemele Zilei, o emisiune de dezbatere electorală. Așa cum știți, am intrat în cea de-a doua săptămână, mai bine de, iată, de, ne apropiem de jumătatea acestei campanii electorale. O săptămână în care, din nou, suntem în fața dumneavoastră cu cei care reprezintă candidații, partidele care au trimis candidați în cursa pentru Palatul Cotroceni. Cea mai importantă funcție, statul român, cel puțin în aparență, este acest lucru. Nu neapărat că președintele ar fi cel mai puternic om din România, deși așa ar trebui. Ne alegem președintele pentru următorii 5 ani de zile. Ar trebui să știm și pe cine alegem. Din acest motiv sunt dezbateri electorale la televiziunile care au anunțat emisiuni în sensul acesta. Partidele au trimis și-au obținut Au trimis cerere și au obținut timp de antenă. Cinci reprezentanți ai partidelor politice trebuia să fie prezenți în această seară în emisiune. Sunt doar doi. Este vorba de domnul Ion Rușeț, reprezentant al PMP și al candidatului Teodor Paleologu. Bună seara, domnule Rușeț! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bine ați revenit la emisiune, de data aceasta în campanie electorală. O dezbatere, să sperăm noi, interesantă. Domnul Gheorghe Pecingine, Gigi Pecingine, din partea PNL și al candidatului Klaus Iohannis, președintele în exercițiu. Bună seara, domnule Bună seara. Pecingine. Lipsesc reprezentanții PSD, candidat Viorica Dăncilă, programați în această seară, Dreapta Liberală, candidat Viorel Cataramă și PPU, candidat Ramona Bruinsel. Pot să vină în această seară în emisiune, timp de o oră și jumătate au timp să ajungă și să participe la dezbatere. Așa a fost făcută programarea, așa o vă transmit și eu. Domnilor, am discutat săptămâna trecută despre teme, să zicem, de interes pentru cetățeni, chiar dacă nu au legătură directă cu atribuțiile președintelui și prerogativele administrației prezidențiale. Am vorbit despre sănătate, despre educație. N-am apucat săptămâna trecută să abordez deloc tema, subiectul mineric și energie, foarte de interes major pentru. Deci Nu că campanie la prezidențială. nu ar fi fost interesant și neabordat până acum, dar chiar n-aveam cum să locolim. Vorbim despre politicile energetice în România, despre sistemul energetic în România, care trebuie să fie de un domeniu de siguranță, de securitate națională, chiar să fie dezbătută politica energetică și în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, condus de președinte. Și iată că facem și legătura cu acest domeniu, nu trebuie să râdeți chiar așa de la Amintiri, început. domnul, îți amintiri. Ce Asta, ca să ne-ar folosim putea un termen aștepta? din biliard, e cu manta, dacă cu Da, manta corect. să Ce ne-ar putea avem... aștepta în următorii 5 ani, sau deja e prea mult, în următorul trimestru, ca să aibă legătură și cu acele certificate de dioxid de carbon, ce ar trebui să urmărim, ce ne-ar putea aștepta din punct de vedere al politicilor energetice în România, ce ar putea să facă președintele, ce ar putea să propună, ar trebui să fie o temă pentru președinte cu direcție către guvern, indiferent de culoarea pe care o are guvernul. Domnul Măruță, Dumneavoastră veniți din domeniu, cu alte cuvinte. încep eu. Vă rog, vă rog. Acum, dacă am venit la piață să negociem, să cumpărăm pere, pentru că discutăm o dezbatere electorală legată de alegerile prezidențiale, sigur, dumneavoastră ați reintrodus o temă să discutăm despre mere, prune și ce mai doriți dumneavoastră. Nu. Intenționat am făcut să vă enervați, să știți. Nu mă enervez. Să vă enervați, să Nu mă vedem enervez. acum, Chiar nu în mă calitate de enervez. activist politic, Chiar dacă nu mă faceți enervez, dar față vă spun un lucru. Deci, discuții. Avem o oră și jumătate la dispoziție. Puteți să, nu aveți pliant, puteți să discutați orice despre Vedeți dumneavoastră. propunerile candidatului Nu, Teodor nu, Paleologu pentru România. nu, 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 nu. Discutăm 10 minute despre tema aceasta, mi s-a părut de interes, și trecem la Dom'le, ce teme doriți dumneavoastră. atribuțiile președintelui sunt destul de clare. Ceea ce a spus dumneavoastră legate de chestiuni de siguranță națională și care sunt atribuțiune și ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării, acolo unde acest organism este prezidat de șef al statului, este o altă chestiune. Sigur, pentru noi gurjeni este extrem de important când discutăm despre
când discutăm despre energie, când discutăm despre cărbune. Este un subiect care atrage, un subiect care interesează. Dar, sigur, când vom avea o dezbatere electorală pe teme de campanie electorală la alegeri parlamentare, acesta este un subiect care n-ar trebui să dispară din orice dezbatere publică. De acord cu dumneavoastră, dar s-ar putea acum să nu mai avem despre ce să discutăm până la alegerile parlamentare. Avem. Deci, în vedeți, dumneavoastră, da, sunt în postura de salariat al Complexului Energetic Cotina și, sigur, din postura de membru al Partidului Mișcarea Populară și susținător al candidatului Teodor Paleologu. Eu am venit să susțin pe Teodor Paleologu să fac dezbatere și să spun în felul următor. Să nu credeți că Teodor Paleologu n-ar fi interesat de bunul mers al economiei acestei țări. Cu toate că este un cel mai educat candidat la președinția acestei țări, dacă ar fi să alegem respectând ce criterii vezi dumneavoastră de moralitate, de corectitudine, de responsabilitate, de cinste. Am avea o singură opțiune, Teodor Paleologu. N-am avea altă opțiune. Acum că dumneavoastră a spus în fața noastră o temă economică cu impact și cu interes la electoratul din această zonă, la electoratul din județul Cluj. Ar fi trebuit să fiți încântat de tema aceasta. La electoratul din județ. Bun, transmiteți mesajele la... Sunt încântat și vă spun un lucru. Teodor Paleologu, să știți că nu este indiferent, deci poate vă aștepta să spun, da, stați ușor, că nu sunt atribuțiile președintului. Nu. Teodor Paleologu nu este indiferent de bunăstarea cetățenilor acestei țări. Iar bunăstarea cetățenilor acestei țări constă și modul cum evoluăm pe plan economic. Dacă mă întrebați pe mine ca reprezentant al Partidului Mișcarea Populară, să știți că privesc cu un optimism moderat viitorul industriei minere și energetice din această regiune. Un optimism moderat care înseamnă și responsabilitate pe care o avem toți. Și eu, și colegul meu de platou, și cei care sunt în echipele noastre, și cei care nu sunt în platou și trebuiau să fie în această seară, avem toți responsabilitate pentru acest județ și pentru cetățenii pe care vrem să-i reprezentăm sau cărora ducem vot. Acum sunt în fața dumneavoastră, alături de colegul meu care susține pe actualul președinte, să convingem și să cerem voturi judecătorilor, care este publicul din această seară al dumneavoastră. Și până la urmă de la toate categoriile sociale și de salariați. Să știți că nu... când vorbim de cetățeni, să nu uităm că vorbim de cetățeni care nu trebuie să fie discriminați, vorbim de cetățeni care sunt egali în fața legii, indiferent de poziția socială, indiferent de starea lor de sănătate sau de altceva, sunt egali în fața legii și vorbim de cetățeni pentru care cu toții suntem responsabili în egală măsură de reprezentat corect. Domnule Pecingină, e o temă de interes pentru această perioadă și pentru următorii 5 ani? Domnul senator a vrut să spună cel mai titrat și aici aș putea să fiu de acord din punct de vedere al titlurilor universitare. Educat este și Klaus Iohannis, este profesor și a demonstrat de-a lungul timpului că știe să citească Constituția și să o respecte. Iar în calitatea asta și este unul dintre atuurile sale, că a respectat Constituția și nu a încercat să încalce sau să o forțeze într-un fel sau altul, un președinte nu poate să implice decât în limitele Constituției în problemele economice. Asta e unul dintre atributele guvernului și până nu de curând erau unii pe aici și pe la dumneavoastră prin studiu care ne spuneau că au o strategie energetică națională și e stabilită și că ce ocupă un loc important în această strategie energetică națională. Se pare că au uitat și, după cum vedem, nu mai au curajul nici să prezinte în fața alegătorilor să susțină candidatul nici la prezidențiale și cred că mult timp de acum încolo le va fi greu să dea ochii cu cetățenii. Pentru că s-a promis marea cusarea și nu s-au realizat nici lucrurile elementare. Da, sunt bineveniți până la finalul emisiunii să ajungă și cei care erau programați în această seară. Nu este niciun fel de problemă. E, pe de altă parte, și libertatea celor de la PSD și celelalte două formațiuni politice să nu trimită candidații, deși au depus cereri. Nu trimite susținători, dar nu candidați. Susținători, da. Candidați pot să trimită. Nu cred că vom vedea pe la Gorj. Nu avem nicio problemă să fie doamna Viorica Dăncilă în studiu.
Chiar deloc. Cred că v-ar face o deosebită plăcere. Sau doamna Bruinsels, da. Sau domnul Cataramă, pe zona economică. Sau domnul Cataramă. Spuneți-mi, dacă, mă rog, ieșim din zona asta mineritului și energiei, cum ați văzut prima săptămână de campanie electorală? Ați rămas cu ceva? Se putea și mai bine? E normal ce se întâmplă? Mai bine de atâta nu se poate, având în vedere și candidații care sunt? Sau încă n-a început? E un pic, în comparație cu campania să iau pe ultima de acum 5 ani, vorbesc doar de prezidențiale, e un pic atipic. Nu există dezbateri, iar dezbaterile sunt în general concentrate în jurul reprezentanților prezidențiabililor. De asemenea, mediul online a câștigat foarte mult, foarte mult. Cred că cât de curând o să mai avem pentru prezidențiale și pentru europarlamentare, nu cred că o să mai avem door to door. E foarte greu să faci atunci când nu ai candidatul cu tine, că probabil door to door va rămâne pentru locale și eventual parlamentare. Restul se va muta în online. A câștigat online-ul destul de mult. În rest, ea zice o campanie normală și în limitele legii, pentru că a venit această lege care permite un afișaj decent. Toate partidele nu se mai poate plânge nimeni că nu are afișe sau că unii au mai mult. Banii sunt la vedere, sunt lucruri care sunt transparente, deci e o campanie normală. Acum depinde foarte mult și de... Și au, de obicei, au câștig de cauză partidele care sunt bine organizate și au organizații în teritoriu, de la ultimul cătun până la scara de bloc. Domnule Rușeț, dumneavoastră cum ați văzut prima săptămână de campanie? Bun. Eu de astăzi sunt... Dar oricum ați văzut-o, chiar dacă sunteți din interne. Nu pot să-l contrazic pe colegul meu de platou. Există un adevăr. În mediul online este o campanie bazată nu numai pe comunicare corectă, ci și pe știri false. Sunt o serie de știri false care influențează pe cel care nu are capacitatea de a percepe care știre este bună sau care este falsă. E o situație în care manipularea se manifestă în mediul online. În ceea ce privește campania pe posturile de televiziune locale, naționale, parcă nu este atât de agitată ca în anii trecuți, nici în 2014. Nu, în 2014 parcă era mai mult agitație, chiar dacă... Scuze că vă întreb, deja acum se știe cine este, unul dintre candidați este deja în turul 2. Nu vreau să fiu arogant sau să... Așa spun toate sondajele și percepția publică. Bătălia este pentru cel de-al doilea candidat care va accede în turul 2 și ar trebui să fie... Am văzut că domnul Paleologu a acceptat o dezbatere cu domnul... reprezentantul DMR-ului, Kelemen Hunor. O să există în curând această dezbatere, va exista la post național. Sunt curios să-l urmăresc. Mie personal mai face plăcere în turul 2 să văd un Klaus Iohannis cu... Klaus Iohannis cu siguranță îl voi vedea în turul 2. Cu turul 2 oameni de dreapta ar fi interesant o astfel de competiție. Da, pentru că n-am fost ca în anul 2014, nu este atât de agitată, să știți nici în teritoriu. Eu am văzut tot în afară și colegul de platou poate să spună, nici în teritoriu să știți că nu este agitat sau în prima săptămână nu a fost agitație în această campanie electorală. Mă aștept în perioada următoare, totuși când lucrurile se acutizează în ceea ce privește calificarea în finală, pentru că toată lumea așteaptă... Ceva a apărut totuși săptămâna trecută, toată lumea care a afectat pe unul dintre candidați. Toată lumea... Bun, aici a fost o chestiune în care când predici, trebuie să fii atent la exemplu personal. Nu poți să fii predicator dacă predici anumite norme morale și după aceea exemplul tău personal este altul. Se întoarce împotriva ta. Există fără să există o vorbă din popor pe care o știu de când eram copil, care se potrivește: să faci ce zice popa, să nu faci ce face popa. Din păcate, contracandidatul Teodor Paleologu și al lui Klaus Iohannis Dan Barna
A făcut lucrurile invers de cum le-a predicat în ultima perioadă. Ceea ce ar trebui să dea de gândit electorilor care au fost atât de activi în mai 2019, ar trebui să le dea de gândit în momentul de față. Pentru că se pare că nu suntem atât de curați, cu toate că avem deja obiective fără penalii, avem obiective legate de asanarea morală a clasei politice. Nu știm cum vrem să asanăm moral clasa politică, când de fapt ne trezim în situația de a ne întoarce la Filimon Sârbu. Da, pe Facebook comentariile sunt libere. Cineva spunea de domnul Rușeț cum îl invităm. Chiar nu am invitat pe nimeni în această campanie electorală. Partidele au solicitat timp de antenă și își trimit reprezentanți, trimit pe cine doresc. Nu, trebuie să specificăm, de astăzi, este, sunt... Da, poate nu știu oamenii de astăzi. Domnul Rușeț este membru al PMP, Partidul Mișcarea Populară, reprezintă oficial partidul și pe candidatul Teodor Paleologu. Ce își propune candidatul PMP, domnule Rușeț? Domnule, în principal pentru acel posibil mandat de 5 ani. Discutăm despre reașezarea poziției de președinte în spiritul demnității cetățeanului român. De ce vorbesc? De ce spun acest lucru? Pentru că Teodor Paleologu s-a manifestat din prima și a spus accent pe educație. Accent pe educație pentru că acolo unde este educație înseamnă că este și performanță. Acolo unde este educație este meritocrație. Acolo unde este educație, demnitatea umană este respectată, pentru că omul educat are capacitatea și calitatea să le respecte pe cel de lângă el. Deci în ceea ce privește pe Teodor Paleologu, trebuie înțeles că discutăm despre un diplomat. Discutăm despre un diplomat cu experiență, nu un diplomat poziționat în această calitate datorită, să spunem, unor susțineri politice. Discutăm despre un diplomat de carieră. Discutăm despre un diplomat care a ajuns ministru. Discutăm despre un diplomat care a avut poziția de deputat în două legislaturi, care a fost și la putere și la opoziție. Și de când îl cunosc eu pe Teodor Paleologu, discutăm despre un adevărat mediator. Iar președintele României trebuie să fie un adevărat și corect mediator, atât între partide, atât între societate și stat. Deci el trebuie să poziționeze ca un mediator corect și responsabil. Acesta este Teodor Paleologu. Eu am spus că este cel mai educat, am fost completat că... Doar mediază sau și propune teme pentru dezbaterile publice, pentru politică? Președintele are responsabilitate pentru poporul care l-a ales. De aceea este ales prin votul nominal. Are responsabilitate pentru această țară și acest popor. Poate să și propună teme de dezbatere. Sigur. De interes general. Oricine poate să o facă. Vă aduceți aminte că... Pe domeniul de interes. De-a lungul celor 30 de ani... Cam toți președinții au propus teme de dezbatere pe modificarea Constituției, pe sănătate, educație. Au fost pacte care s-au încheiat. Au fost chiar actualul președinte a încheiat un pact cu partidele politice. Pacte care s-au încheiat. Deci temele de acestea poate să le prezinte președintele. Dar, repet, dacă ar fi să punem anumite criterii morale și să le respectăm, România ar avea un singur câștigător la alegerile din 10 sau din 24. Teodor Paleologu. Din păcate, există ceea ce colegul meu de platou a spus și trebuie să recunosc. În campania electorală, voturile vin și prin organizarea de partid. Partidele bine organizate sunt partidele care culeg voturi.
culeg votul din, din diferite metode, din discuție de la om la om. Una e o discuție care o faci într-o mare oraș și folosești mediul online, televiziunea, radio, și una este, să spunem, într-un cătun dintr-un sat, cum să spunem, la, dau un exemplu, Sohodol, lângă, din orașul Tizman. Altcumva faci acolo campanie. Nu merge mediul online acolo. Deci, sau la Covrigi, unde nu ai semnat nici măcar la telefon. La telefon, da. Iată, sunt, sunt situații, adică partidele organizate sunt partidele care, care și aici este un, un avantaj pe care partidele mari chiar îl am. Este adevărat, dar parcă în, ultime, în ultimii ani diaspora a avut un bun ce în ce mai greu de spus în alegerii de... Iată că okay, vom vedea, vom vedea, vom vedea. Acolo politicianul care de atunci să vrească, că pentru echilibru să vrească și da. Modelul cu platou. Vom, vom vedea, pentru că în momentul de față există o schimbare a procedurii de vot și în diaspora. Avem voturi pe o perioadă de 3 zile. Da? Deci avem posibilitatea să nu se mai invoce că nu s-a putut secții vota, de votare da. Puține, timp foarte puțin pentru a se vota. Se poate vota vinerea, sâmbătă până duminică la 21 și inclusiv duminică după 21 se poate prelungi pentru cei care... Pe lângă votul prin corespondență sau oamenii care s-au înscris? Iar la votul prin corespondență cred că în jur de 80.000 de, de români sunt înscriși. Sunt înscriși pe și asta este una dintre, sau mă rog, una dintre victorile reportate și de Klaus Iohannis, care a solicitat acest lucru și a participat, a pus în dezbatere reforma sistemului electoral. 80.000 mi se pare totuși puțin față de milioane de români. Bun, dar au, s-a prelungit 3 zile, deci eu cred că votul e suficient. Cei care doresc să voteze vor putea să voteze și vom elimina puțin din, din haosul care era și din umilința la care erau supuși românii din diaspora atunci când trebuia să meargă la vot. Da, trebuie să luăm o pauză de publicitate prima, revenim cu partea a doua emisiunii noastre. Stația de epurare Târgu Jiu are suprafața de 40.000 de metri pătrați și poate deservi 107.000 locuitori. Pe linia apei se realizează tratarea apei uzate din punct de vedere mecanico-fizico-chimic cu ajutorul grătarelor rare și dese, a mixerelor, pompelor și suplantelor și a bazinelor de îndepărtare a nisipului, grăsimilor, fosforului, nitraților și nitriților. Apoi, apa epurată trece printr-un acvariu cu pești pentru verificarea ei. În final, este transportată pe canal în Jiu. Stația de epurare nu deversează material fecaloid în Jiu. Apa curăță oamenii, iar noi curățăm apa. Profită de campania de toamnă și descoperă cele mai bune oferte din gama Husqvarna. Prețuri speciale la moto unealta 128R, la moto ferăstrăul 120 Mark II și la refulatorul manual 125 BVX. La cumpărarea unor anumite moto ferăstraie Husqvarna se oferă cadou o șină de ghidaj și un lanț Oregon. Reduceri de 1500 de lei la tractoarele Ryder R320X AVD și TC. În plus, până pe 15 decembrie, aduceți orice lanț sau șină de ghidaj uzate și veți primi reduceri la achiziționarea unei șine sau lanț Oregon. Raico vă așteaptă în rețeaua de magazine din Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112, telefon 0253-210-736, Novaci, Piața Centrală, Târgu Cărbunești, strada Trandafirilor, Turceni, platforma termocentralei, Padeș, sat Apa Neagră și Motru, calea Severinului. Raico, dealer autorizat Husqvarna. E al naiba de greu să fim cei mai buni. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu. La o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita. Pizza pentru amândoi. Enova Mechanics angajează personal cu cunoștințe în domeniul mecanic pentru formare ca operator pe mașini cu comandă numerică pentru frezare sau strunjire. De 15 ani în domeniul construcțiilor de mașini industriale automate, Enova Mechanics din Rovinari, parte a Enova Group, este o companie dinamică și orientată spre performanță, prezentă pe piețele internaționale. Datorită metodelor performante de lucru și a personalului specializat, reușim să oferim clienților componente și subansamble mecanice
tehnice de înaltă calitate. Dezvoltarea continuă în scopul diversificării produselor și asigurarea de condiții de muncă optime, cu bune oportunități de dezvoltare profesională, fac parte din realitățile noastre. Construirea unei cariere durabile este un proces continuu în care ai nevoie de motivație, disciplină, tenacitate și un mediu propice, performant. Intră și tu în echipa Enova Mechanics și o să ai posibilitatea să devii un profesionist. CV-urile pot fi trimise la adresa e-mail office@enova-group.biz. Relații și la telefon 0724578248 sau 0721243233. Incompetența, impostura și corupția au sacrificat o parte dintre români și i-au gonit pe ceilalți. Vă întreb direct. Dacă pentru dumneavoastră contează respectul, pe cine veți vota? Dacă prețuiți educația, pe cine veți alege? Dacă vreți performanță, în cine vă veți încrede? Sunt Teodor Paleologu și am convingerea că suntem foarte mulți români pentru care aceste lucruri contează cu adevărat. Suntem deștepți și mulți. Dragi români, vă chem alături de mine să reconstruim România. Am revenit la emisiunea de dezbatere electorală, emisiune care va dura până în preajma primului tur de scrutin de pe 10 noiembrie, atunci când cel mai probabil vor fi desemnați cei doi care se vor lupta în finala de pe 24 noiembrie. 5 invitați ar fi trebuit să fie prezenți în emisiunea din această seară, doar 2 au ajuns. Domnul Ion Rușeț de la PMP și de astăzi membru al PMP și reprezentantul pe candidatul Teodor Paleologu, de asemenea domnul Gigi Pecingine din partea PNL și reprezentantul candidatul Claus Iohannis, trebuia să fie un reprezentant al PSD, nu a ajuns pentru a o reprezenta pe candidata Viorica Dăncilă și de asemenea reprezentanți de la Dreapta Liberală, candidatul Viorica Taramă și PPU, candidata Ramona Brunsels. Asta este situația, facem dezbaterea și în formula aceasta restrânsă. Vă propun o temă care are legătură cu politica, ar putea viitorul președinte să propună, deși s-a mai propus din nou tema reformarea clasei politice, reformarea partidelor? Nu poate să propună asta, trebuie să plece din interior. Noi am avut și o avem, pentru că era chiar hilar la un moment dat când se vorbea fără penale despre funcții publice. Noi cum se interzis? Sunt anumite prevederi constituționale, doar dacă modifici Constituția. Ce înseamnă? Trebuie stabilit clar ce înseamnă. Pentru că vedeți, inclusiv domnul Barna, în momentul de față, în acepțiunea și în termenul pe care l-a folosit dumnealui de penal când se referea la alții, având un dosar penal în curs, ar trebui să se încadreze în chestiunea asta, fără penal, da? Este penal. Dacă ne luăm după acepțiunea dumnealui, dacă vorbim în termeni juridici, penal ești atunci când ai o condamnare definitivă, cum a fost cazul domnului Dragnea după alegerile, după dosarul referendumului. Avea o hotărâre definitivă prin care fusese condamnat. Cu suspendare, cu executare, dar era o hotărâre judecătorească definitivă. Ori în cazurile astea, noi PNL-ul, cu riscurile pe care le-am avut și le-am și suportat, vă dau exemplu doar primarul de la Târgu Mureș, Florea, nu a putut să candideze pe listele PNL-ului sau din partea PNL-ului pentru că avea dosar penal. Și cred că era într-o fază incipientă. Domnul Ludovic Orban, atunci când a fost cercetat, a făcut un pas în spate și nu a mai candidat la primăria municipiului București. Domnul Vasile Blaga, atâta timp cât a avut un dosar penal, a făcut un pas în spate. Deci chestiunea asta trebuie să plece de la partide, dar nu numai cu vorbe, și cu fapte. La noi nu există, și avem în codul deontologic și în statutul partidului, prevăzute, au fost modificate și sunt prevăzute asemenea lucruri pentru asanarea clasei politice. Deci dacă ai probleme penale, faci un pas în spate. Este obligatoriu. Problema
depinde de cum o interpretăm. Nu poate președintele, prin, încă o dată, prin limitele pe care le are și sunt stabilite de Constituție, eu mă gândeam că discutăm despre o modificare a Constituției, dacă poate să pună în discuție, poate să pună în discuție președintele în dezbatere modificarea Constituției și cred că pe anumite teme chiar a pus în dezbatere prin ceea ce s-a votat la referendum. Da? Să nu uităm cât de au trecut câteva luni de la alegerile europarlamentare și referendum pe temele justiției. Sunt lucruri pe care le poate pune în dezbatere, dar să ia decizii cu privire la sanarea clasei politice, mai greu să cred că poate președintele să facă acest lucru. Chiar dacă are guvernul de partea sa, de aceeași culoare? Asta e altceva. Guvernul, dar și guvernul. Încă o dată. De exemplu, Constituția n-ar trebui reglementată. Constituția, modificarea Constituției pe anumite teme. Și pe această temă a președintelui în relația cu premierul, pentru că... Păi asta e, ce vrem? O republică prezidențială sau o republică semiprezidențială sau o altfel de republică? Trebuie să ne hotărâm ce vrem. De exemplu, un președinte de aceeași culoare cu premierul sau invers, au o altă relație decât... Exact, și lucrurile astea ar trebui reglementate, să poți, de exemplu, să provoci alegeri anticipate în alte condiții decât în condițiile în care sunt acum și cum au prevăzut și alte state europene. Da? Lucrul ăsta putem să-l punem în dezbatere. Sunt multe lucruri care pot fi modificate la Constituție, o Constituție care a fost făcută și care a fost făcută și în momentul în care a fost făcută. Să ne conducă la o clasă politică mai bună, nu? Mă repet, o clasă politică mai bună este responsabilitatea exclusiv, din punctul meu de vedere, a partidelor. Trebuie să-și stabilească niște criterii clare. Vă întreb asta plecând de la premiză că partidele au eșuat în această reformă. Eu nu cred. Eu, de exemplu, la PNL vă spun clar că sunt lucruri și stabilite niște criterii foarte clare prin care poți să accezi în funcții de conducere sau în funcții alese. Adică, cel puțin pe liste, că după aceea decide alegătorii dacă te votează sau nu. Și în ceea ce vrește criteriul ăsta cu oameni cu probleme penale, la noi este destul de clar. N-ai cum să ajungi acolo dacă ai probleme penale. Și v-am dat exemple destul de concrete. Cu riscul de a pierde primării mari. Și v-am dat exemplu Târgu Mureș. Vâlcea. Am renunțat la oameni care aveau un impact electoral, care au adus voturi și au demonstrat-o și ulterior. Au ieșit primari în localitățile respective, dar pentru faptul că am respectat criteriile de integritate, nu au fost pe listele PNL-ului. Și PNL-ul a pierdut în acele localități. Domnule Rușeț, cum vedeți tema asta? Domnule, tema ar fi fost interesant de dezbătut dacă am mai fi avut cel puțin un coleg de platou din partea PSD-ului. A fost chiar interesant de dezbătut această temă. Dar revin la afirmația dumneavoastră că ne vom întâlni în primul tur. Probabil eu cu domnul Pecinci ne vom mai participa la dezbatere după 10, în perioada 14-20. Da, depinde cine intră. Păi nu, vom avea finala și atunci vom mai participa la dezbatere. Domnul Parna e ieșit în momentul sau nu se poate discuta. Domne, se joacă. Domnul Bana așteaptă să fie spălat. Dar nu știu dacă mai e timp. Se pare că s-a aruncat prea repede. Nu știu dacă va mai fi timp. Dar a fost extrem de interesantă dacă ar fi fost și reprezentatul PSD-ul. Vedeți, dumneavoastră, schimbarea Constituției este una din... declarație pe care și domnul Paleologul a făcut. Dar aici este nevoie de voință politică și de dialog politic susținut, pentru că pentru a modifica Constituția ai nevoie de o majoritate parlamentară de 2/3 care să fie de acord cu această modificare și ai nevoie ca această majoritate, aceste partide să se mobilizeze pentru ca aprobarea pe care o dă Parlamentul în vederea modificării Constituției să fie aprobată și pe referendum. Vă aduceți aminte că în 2018 am avut un referendum, deci pe o inițiativă legislativă cetățenească, știți, referendum pentru familie, care a trecut de Parlament, deci a fost voință politică din partea forțelor politice din Parlament și a trecut acea lege, care sigur era de modificarea Constituției, trebuia validată prin referendum. Referendumul însă a eșuat. A fost voință populară, dar nu în sensul... Nu, n-a fost politice. Nu, voință populară. Deci a fost o chestiune. A fost o participare. Avem voință populară. Avem o inițiativă legislativă care provine de la popor. Sunt peste 500.000 de semnături, da. Niciun partid politic nu și-a asumat această inițiativă.
toate sau majoritatea partidelor politice au fost de acord cu această inițiativă, cu mici excepții, să spunem, care nu au fost pe decizii politice, mici excepții pomenit tot din sfera asta a celor nepătați, a celor care voiau să reformeze, care sau doresc să reformeze clasa politică. Și iată că, fiind aprobată o lege de modificare a Constituției, n-a fost validată prin referendum. Deci participarea populară în ultima fază a modificării Constituției nu a fost cea așteptată, pentru că eu personal mă așteptam ca să avem o prezență la vot de cel puțin 40%, pentru că noi suntem totuși considerat un popor creștin, ortodox, practicant foarte mult. Dar se pare că cetățenii au avut o reținere și față de comportamentul... Și proști, într-adevăr. Și ortodoxi și proști suntem considerați uneori de clasa politică. Dar în ultimii ani s-a văzut că poporul... Dumneavoastră sunteți prea rău destul, din poziția noastră, să știți că nu ne permit... Poporul a fost destul de inteligent în ultimii ani. Nu, din poziția pe care o ocup eu de reprezentant al... Să știți că nu achiesez la sintagma pe care dumneavoastră a spus-o, că poporul e considerat prost. Nu. Pot să existe momente în care un cetățean... De către politicieni, nu de către... De către unii politicieni, stai să ne înțelegem, de către unii politicieni. A, că mergi la prostime, deci, mai punem un asfalt, mai de dăm către o unii gogoașă, politicieni, o făină, și v-am spus, era foarte interesantă această dezbatere pe tema care a spus-o și este chiar o temă interesantă, dar să fie avut lângă noi și reprezentantul PSD-ului. Și atunci, cei care sunt în fața televizoarelor și care se ne urmăresc pe Facebook sau pe alte canale de comunicare, aveau ce să înțeleagă în această dezbatere. Acum, Partidul Mișcarea Populară este un partid care apare în... a avut un ciclu electoral, 2016. Este un partid care nu este lovit de toxicitatea, să spunem, clasei politice, deformărilor din rândul clasei politice. Nu este lovit de această toxicitate, da? Pe de altă parte, despre candidatul pe care îl reprezint eu în această seară la dumneavoastră în emisiune, nu se poate spune că este un cetățean, un individ care nu dorește reformarea, care nu respectă normele morale, care nu respectă, care nu are respect față de lege, care nu este responsabil pentru semenii săi. Deci nu se poate spune acest lucru. Deci cu aceste chestiuni vreau să spun că dacă există voință politică, dar o voință politică dublată de voința cetățenilor. Dublată de voința cetățenilor care trebuie să fie informați, trebuie să fie informați corect. Și aici revin la principiul acela că un popor trebuie să fie educat. Ia uitați, reacție politică. Spuneați de reformarea clasei post, am ieșit cu această temă, partea a doua. Așa, din presa centrală, se pregătește un cutremur în USR, mai multe organizații județene cer retragerea lui Dan Barna. Nu se mai poate retrage. Nu se mai poate retrage Dan Barna din... Gata, a intrat. Acum Alianța... 2020, Alianța 2020 în campanie sau nu, Alianța 2020 s-ar putea să fi revenit la ce spunea doamna Dăncilă, 20-20, știți? S-ar putea să fie o alianță de 20-20. Nu. Nu, și asta cu reforma era puțin ciudată. Au spus că, domnule, noi nu luăm alții oameni care au mai făcut politică. Da, și numai la Gorj de... sunt două exemple și la dumneavoastră, cred, în emisiune am văzut Novaciu și Băleștiu. Da? Deci fostul președinte de la PRM este actualul președinte de la USR Bălești. Doamna de la PSD Novaci este președinte acolo. Deci lucrurile astea lasă de dorit. Dacă la nivel central spun ceva, în teritoriu e altceva. Da? E problema lor și trebuie să și-o gestioneze. Numai că, așa cum spuneați, poporul în ultimul timp și datorită accesului inclusiv la fake news, s-a mai deșteptat și din punctul de vedere al alegerilor pe care le face în politică. Da, are mai multe surse de informare, de verificare, foarte multe variante în care poate să verifice dacă politicianul minte sau o informație este adevărată sau falsă. Nu, ce rău n-ați asumat sau să-și fie asumat, da, domnule, primiți și politicieni, dacă ne aduc plus, pentru că avem anumite sincope în a ne organiza. Nu e...
Nu e nimic rău în asta sau de blamat. Numai că trebuie să ți le asumi, nu trebuie să te ascunzi, să spui noi suntem așa, suntem albi și de fapt suntem picățele. Până acum, să zicem, la alegeri mai la îndemână a politicienilor, cele locale, chiar și un candidat care n-a mai intrat în orele astea electorale, în 3 minute ar putea fi depistat de cetățenii. Sigur. La o căutare nu dispare nimic de pe Google. Google. Chiar nu dispare oricât ți-ai dori. Și nu poți să-l duci de nasc pe om acum, sigur, chiar sigur. Și la țară. Să zici foarte că la țară. Bine, foarte, sunt oameni sunt foarte bine informați. N-a ajuns canalizarea, dar a ajuns internetul până să la urmă. Să știți că de în campania asta întrebați în prima parte a emisiunii despre cum mi s-a părut campanie. Și eu am fost la pas, da, pe anumite localitate. Să știți că oamenii nu te întreabă acum, știu exact că sunt prezidențiale și nu te întreabă, domnule, faci canalizare sau bagi gazele sau cum... Mărești pensia? Deci nu, lucrurile astea deja oamenii sunt foarte bine informați, știu la ce campanii se așteaptă și știu exact ce și cum. Un lucru pe care pe mine m-a bucurat. Sigur, mai sunt și oameni care au probleme primare, primează să fac un pleonasm acum, dar sunt mai interesante sau sunt mai apropiate de ei și interesează, spun, lasă-mă dumne cu prezidențiale, că eu n-am gaze, n-am lemne de foc, băștea fură din pădure și eu, din pădurea mea și eu nu am lemne de foc sau alte chestiuni de genul ăsta. Le întâlnești în campanie. Dar știu exact pentru ce votează acum. Un lucru bucurător. Da, este și aceasta o temă, să știți, cu ce se întâmplă în domeniul Silvii, cu pădurile României. Au început să apară tot felul de tragedii. Chiar săptămâna trecută am mers în campanie la Ionești și un fost pădurar a ieșit la pensie după 35 de ani. Țineți-vă bine, 9 milioane și ceva pensii. 35 de ani, da? Deci nu e... Lucrurile nu sunt chiar roz. Și vedeți că își riscă viața. Au fost două tragedii, doar două știm noi, că au fost mediatizate în presa națională. Au ajuns să fie omorâți în pădure pentru că încearcă să-și facă datorie. Deci lucrurile, din punctul ăsta de vedere, nu stau bine. Dar, de fapt, în multe domenii. Care nu fac obiectul campaniei. Nu, aici sunt țări europene, chiar unele despre care se spune că ar fi în spatele României, cum ar fi Albania, care au venit cu o legislație restrictivă, chiar foarte dură, și au interzis tăierile pe perioade foarte lungi de timp și exporturile. Este o soluție. De și ce este nu o temă, se vine cu o temă? Este o temă de dezbatere la nivel național pe care ar trebui să o punem... Să o punem în dezbatere, nu mai partidele politice, dar sper că viitorul guvern va avea și unele măsuri, va lua și unele măsuri în domeniul ăsta. Înăsprirea legislației. Înăsprirea legislației și anumite atribuții pe care se le acorde celor responsabili în domeniul ăsta. Pentru că să știți că marile furturi nu se fac de oamenii simpli, pleacă în pădure să ia uscături pentru iarnă. Se fac de marile companii, se fac de grupuri organizate care sunt din nefericire, pe mână cu garda forestieră, cu poliție, cu oameni care ar fi responsabili să protejeze pădurea, nu să ajute la defrișări. Domnule Roșescu, nu aveți senzația că sunt niște domenii tabu în care nu se intră? Traficul de persoane, domeniul silvic și câteodată ne trezim cu o tragedie din asta în care lumea începe să pună întrebări. Trece. Domnul. Chiar atât de mare corupție în anumite domenii? Eu știu de un punct de vedere. La începutul emisiunii dumneavoastră ați introdus o temă economică. Și eu v-am răspuns fără să mă enervez, așa cum zis. Dar vedeți dumneavoastră, sunt foarte multe organizații. Bun, 3, 4, 5, 6. Foarte interesante de protecția mediului. Și vedeți ce se întâmplă în Goș, da? Vedeți în Goj că avem un is mare, ca să ne punem între paranteze complexul energetic Vătenia sau o parte, pentru că există o acțiune, iată, a unei organizații Beovaci, destul de interesantă, privind autorizația de mediu la una din carierele din Goj, nu mai e niciun secret, cariera Roșia, și iată că aceste organizații n-au făcut în cei 20 de ani, nu fac nimic acum când e vorba de protecția fondului forestier. Când discutăm despre implicarea unor multinaționale care nu au acționariat românesc în exploatarea lemnului din această țară. Nu vorbesc absolut deloc. Oare de ce?
Bun, îmi cer scuze că intervin. E o dublă măsură aici. Un exemplu l-ați dat cu, ne afectează în mod direct cu exploatarea minieră. Să nu uităm că autostrada Lugoj-Deva este oprită pentru că au descoperit broasca cu coadă, nu știu de care, și organizație, deci nu se mai pot face lucrări acolo, pentru că trebuie să protejăm mediul. Trebuie și lucrurile astea înțelese, dar eu zic să luăm și modelele de afară care ne convin și nouă. Adică dacă în Uniunea Europeană mai întâi au făcut autostrăzile și după aceea s-au gândit speciile. Să protejeze speciile pe care dispariție, eu cred că putem să luăm și noi astfel de măsuri. Și n-am fi primul stat care ar aplica. Și la drept vorbind, în Europa Occidentală, multe populații dar pentru asta ar trebui să au fost exterminate de urși, de mistreți. Nu mai discutăm despre problema asta, nu mai discutăm. Eu cred că aici ar trebui să ajungă, dar îți trebuie oameni responsabili și oameni și profesioniști în structurile guvernamentale, că dacă tu trimiți un profesor de limba și literatura română, îl faci secretar de stat la Ministerul Mediului, cred că o să ai probleme, pentru că omul, singura lui legătură sunt poeziile lui Eminescu, fiind băiat pădure cu trei rame, singura, probabil cu mediul, nu? Sau îi place să stea foarte mult în natură. Cu tot respectul pentru profesor, dădeam un exemplu ca să nu dau inginerii care merg la cultură. Atunci s-ar interpreta și nu avem aici reprezentantul PSD-ului. Chiar merg la cultură. Păi chiar merg, pe principiu că au avut un unchi profesor sau ceva de genul ăsta. Asta a fost argumentul. E principiul meritocrației la cei care încă mai sunt la aparatul Victoria. Și atunci ne minunăm că nu reușim să facem toate demersurile, să fim în concordanță și cu legislația europeană și să le facem și necesitatea reformării clasei politice. Încă o dată și asta pleacă din interiorul partidelor și la ștampilă, la vot. Eu mă uit pe listă și dacă unul de pe lista respectivă nu-mi place, nu votez cu partidul respectiv. Adică de ce să-l pun pe unul despre care știu că are mari probleme? Mă rog, de moralitate, de integritate, de care vreți dumneavoastră, nu votez, pentru că sigur se va duce în Parlament și uitați-vă ce e în Parlamentul României. Ne minunăm că sunt legile, dăm vina, așa cum spuneați, pe polițiști, dăm vina pe procurori, pe judecători, dar dacă luăm să citim legea, vedem că legea e interpretativă și fiecare o interpretează cum vrea. Pentru că așa au fost date legile în România. Uitați-vă la legile fondului funciar. De 30 de ani ne chinuim și sunt oameni prin instanță, vă dau cuvântul meu de onoare, de 20 de ani se chinuie să-și ia pământurile înapoi pentru că au fost date legile ambigu, într-un mod ambigu și puse în practică de oameni care nu aveau nicio treabă cu fondul funciar. Și acum stai și repari. Noi am mai avut și ghinionul dintr-un punct de vedere și norocul din alt punct de vedere să avem aici CEO și foarte multe din terenuri au fost luate în exploatare de către CEO. CEO plătea un preț foarte bun și atunci mulți primari și secretari și oamenii care aveau interesul au denaturat puțin procesul ăsta de restituire a proprietății. Și au băgat în fața excavatoarelor sau utilajelor, au băgat pe cine au avut interes. Și acum nu poți să mai reconstitui pentru că n-ai de unde și n-ai unde. Domnule Rușeț, deci poziția ca, nu, că, da, bun, dar poziția partidului pe care veniți este aceea că suntem pentru protejarea mediului, dar nu în detrimentul bunăstării cetățenilor. Deci atunci când ajungi să ai norme sau să stai în genunchi în fața unor organizații pentru că trebuie proteja mediul, nu poți să o faci dacă aduci atingerea bunăstării cetățenilor. Deci atingerea bunăstării cetățenilor și a actualei generații, dar și a generațiilor viitoare, nu se poate face chiar dacă invoci protecția mediului. Și, bun, și acum este un argument de moment, dar din spate se știa, de când ai devenit membru al Uniunii Europene, sunt niște norme, sunt niște tratate la care noi am aderat, inclusiv pe mediu. Dar senzația noi, este că, domnul, scuze, se creează senzația că această companie își desfășoară activitatea ilegal. Vreți să fim sinceri, uitați-vă și la depozitul de cărbune de la Rovinari. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că acolo nu se polua... Iar cei care rad pădurile își desfășoară activitatea legală. Așa, aici aveți perfectă dreptate. Ați dat domnul, vorbeam de ce. Nu e, niciunul dintre cazuri nu este normal. Domnule, dacă legea le permite să funcționeze... Cetățenii din Rovinari, de exemplu, sau cei din jurul exploatărilor miniere, au înțeles ce se întâmplă și au acceptat, pentru că a fost și un blestem mineritul, dar și o binefacere. Să nu uităm, Gorj a fost un județ foarte sărac, foarte sărac. Și am urmărit o dezbatere în care Tudor Gheorghe făcea o comparație între sărăcia din Maramureș și din Gorj. Erau date județele cele mai sărace din țară. Dacă noi nu aveam mineritul în Gorj, nu știu câți mai eram pe aici acum
Și nu uitați că bătrânii noștri, cei care au prins, nu știu, generațiile după, dar eu știu, bunicul meu, bunicii mei, de fapt, plecau la București, la Petroșani, să-și caute serviciu. Da? Ei, tatăl meu n-a mai fost nevoit să facă lucrul ăsta pentru că a găsit serviciu aici datorită mineritului. Da? Sunt multe lucruri care, deci sunt beneficii, dar și lucruri nocive pe care noi le-am acceptat cei din Gorj, cu bună știință. Nu cred că sunt discrepanțe sau dintr-o dată vrem ca Gorjul să fie un județ oază de verde. Dar nici să ne lamentăm și să luăm măsuri, pentru că dacă luăm în timp treptat anumite măsuri, nu ajungem să facem măsuri, să luăm măsuri heirupiste, cum a fost cazul mutării depozitului de cărbune de la Rovina. Epopeea mutării. Da. Se puteau face din timp. Deci încă o dată, încă de la momentul aderării știam, bă, trebuie să respectăm niște norme, dar la noi s-a mers pe principiu, se poate și așa. Uite că la un moment dat nu se mai poate așa, pentru că sunt convins că cei din justiție n-au avut niciun interes. Au judecat strict pe lege, pentru că ei nu știu ce e la Gorj sau ce se întâmplă Gorj, că pe noi orice bobărnea luat de ce îl simțim cu toții, și pe orizontală și pe verticală și ne afectează, da? Pentru că niște șmecheri, cu ghilimele de rigoare, au făcut strategie energetică națională. Nu vedeți că n-avem nici proiect. După aia au zis, domnule, eu nu sunt mandat, eu eram pe hidro. De fapt, stați să vedeți că nu eram pe hidro. Da? Deci lucrurile astea nu sunt normale și n-ar trebui. Uite, păcat că nu este reprezentantul PSD-ului. Nu s-a întâmplat dintr-o dată și procesul ăsta durează. Am înțeles că au mai fost și alte procese pe care, din fericire, CEO-ul le-au câștigat. Sau reprezentanții CEO-ul le-au câștigat. Dar iată că s-a întâmplat un lucru și ne blochează și ne afectează pe toți. Trebuia să luăm în calcul că există și această posibilitate să și pierzi. Și atunci ce e de făcut? Trebuie văzut foarte bine ce e de făcut. Așteptăm cu toții motivarea, dar sunt convins că pe lege și dacă mergem oriunde. Eu am locuit sau bunicii mei din partea tatălui sunt dintr-un sat care nu mai există, Găleșoaia, a fost ras, iar din partea mamei sunt din Timișeni, Fărcășești, Gorj, da? Și la Timișeni mai sunt câteva case într-un cătun numit Boncea acolo, pentru că restul a fost exploatat și mai mergem din când în când. Mai este casa bătrânească. Deci, și un fost președinte de Consiliul Județean a fost strămutat din Timișeni. Nu știu, a trăit o dramă. Eu când mergeam cu Steaua nu l-am găsit. Și credeți-mă, chiar am fost și în toate cătunele din Timișeni. Am fost cu Steaua și nu l-am găsit. Poveste personală destul de dificilă. Nu venea de sărbători, domnul. Nu de sărbători, nu venea. Știți cum e la țară, știi palul cu tare, că e nu știu pe unde plecat. Nu venea de sărbători. Nelul a luat strămutatul, da. Nu venea de sărbători, da. Trebuie să luăm încă o pauză de publicitate, mai avem și alte teme interesante pentru dezbaterea electorală. Ne revedem imediat. Incompetența, impostura și corupția au sacrificat o parte dintre români și i-au gonit pe ceilalți. Vă întreb direct. Dacă pentru dumneavoastră contează respectul, pe cine veți vota? Dacă prețuiți educația, pe cine veți alege? Dacă vreți performanță, în cine vă veți încrede? Sunt Teodor Paleologu și am convingerea că suntem foarte mulți români pentru care aceste lucruri contează cu adevărat. Suntem deștepți și mulți. Dragi români, vă chem alături de mine să reconstruim România. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Profiquip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoș, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada Victoriei, numărul 332. Telefon 0353 418
0784-1899 și 0784-111-212. Se asigură service și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM ProfiQuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Salonul Barocco, locul unde visele tale devin inspirația noastră. Stilul, eleganța, pasiunea și profesionalismul sunt cuvintele ce caracterizează salonul de înfrumusețare Barocco din Târgu Jiu. Echipa Barocco este formată din specialiști ce te vor ajuta să găsești cele mai potrivite tunsori și coafiuri pentru tine. Serviciile manicură, pedicură și make-up disponibile cu o gamă largă de culori și servicii personalizate. Serviciile de cosmetică te vor ajuta să-ți prelungești tinerețea cu tratamente faciale, remodelând corpul cu radiofrecvență facială și corporală și epilare definitivă cu un dispozitiv laser de ultimă generație. Masaj anticelulitic de relaxare, terapeutic și sportiv. Deținem propriile rețete secrete de frumusețe pe care le aplicăm fiecărui client. Pentru orașul Târgu Jiu, în funcție de dorința clientului, asigurăm transportul către salon. Barocco Târgu Jiu, strada Victoriei, centru, deasupra magazinului Total, vis-a-vis de complex Parâng și Romarta. Stația de epurare Târgu Jiu are suprafața de 40.000 de metri pătrați și poate deservi 107.000 locuitori. Pe linia nămolului se va realiza procesarea lui din punct de vedere mecanico-fizico-chimico-biologic cu ajutorul bazinelor de îngroșare, a pompelor și suflantelor, a echipamentelor de deshidratare de tip bandă și centrifugare, a fermentatoarelor și a instalațiilor de cogenerare. În urma procesării finale se va obține îngrășământ agricol, energie termică și electrică. Stația de epurare nu deversează material fecaloid în Jiu. Apa curăță oamenii, iar noi curățăm apa. Curățenia și ordinea costele nu sunt probleme de instinct, sunt chestiuni de educație. Trebuie să-ți cultivi gustul pentru ele. Asta din cine mai e la panel? Benjamin. Israeli, fost prim-ministru. Englez, ce vrei? Auzi, costele, dar tu știi ce parizări fac în greșești? Oh. Polaris. Împreună pentru un oraș curat. Firma Lotus închiriază la prețuri avantajoase spații comerciale. În complex Parâng, parter și etaj, excelent vat comercial. În complex Păltiniș, parter și etaj, spațiu comercial ultracentral pe strada Victoria, zona pietonală la etaj. Spații birouri pe bulevardul Constantin Brâncuș și pe strada Victoria, zona pietonală. Relații la telefon 0744 648 210 sau la birourile de la etajul 1 din complex Parâng. Lotus, partenerul ideal în afaceri. Am revenit la emisiune Dilemele Zilei, emisiune de dezbatere electorală. Doi reprezentanți ai partidelor politice care au candidați în cursa pentru alegerile din 10 noiembrie, domnul Ion Rușeț, PMP, reprezentant al candidatului Teodor Paleologu, și domnul Gigi Pecingină, PNL, reprezentantul candidatului Klaus Iohannis. Cei de la PSD nu au trimis reprezentant care să vorbească pentru candidata Viorica Dăncilă. Trebuie să fie prezent pentru doamna Dăncilă. Nu. Dreapta Liberală, candidat Viorel Cataramă, și PPU, Ramona Brunsels, de asemenea, nu au trimis niciun reprezentant în emisiunea din această seară, și cam atât cu precizările acestea pe care le facem în baza și doamnei Dăncilă să vorbească regulamentelor CNA. Da. Păcat, pentru că... Dar știți cum e cu votul? Votul... Da, sigur. Decide. Vreți să mă repet? Mă repet. Nu știu dacă am spus, dar cred că o să mă repet. În campania asta electorală am întâlnit și reprezentanții PSD. Și i-am întrebat. Pentru cu cine? Întâmplarea face să-i cunosc, da, consilier local. Și am zis, dumneavoastră, ați fost în campania sau vă duceți cu doamna Dăncilă? Și a zis, cu doamna mai târziu. Așa că de o singură localitate am aflat unde s-a mișcat primarul, să zic, prin localitate și face campanie. Și am mai văzut niște poze pe Facebook deci două localități s-au mișcat până acum. Sigur, dumneavoastră stau foarte bine, probabil în sondaje, și vor ieși în ultima săptămână.
Da, pentru că sistemul pe care l-au cu primarii să mobilizeze va fi mai greu pentru doamna Dăncilă, mă repet. Pentru doamna Dăncilă e greu să mai vorbească cineva în condițiile în care și dânsa vorbește foarte greu sau se exprimă foarte greu. Dar nu e nimeni de la PSD să dea replica, deși am încercat să iau legătura cu cineva de acolo, dar mă rog, e opțiunea omului, nu poți să-l obligi să participe la dezbateri dacă nu-și probabil dorește. Probabil a fost o casă de reapariție în politică a domnului Rușeț și nu mai vreau să mai vină. Nu, nici chiar așa. Dar era interesant să... Era interesant să avem reprezentanțe PSD-ului, pentru că până la urmă, dacă domn pe 5 ani zice, domne, eu aici am venit că... E și premierul în exercițiu. Nu, am venit că eu mă pregătesc pentru după data de 10, ceea ce este normal să aibă, să fie calificat în finală. Aici cu reprezentanță PSD-ului nu este atât de sigur. De exemplu, eu cred că există șansă să jucăm finala cu Klaus Iohannis. Deci nu spun din ultimele sondaje și diferențele sunt de câteva semnificative, adică pentru de marja de eroare. Marja de eroare, adică nu e mare diferență între 13% și 10% sau între 15% și 13%, așa că domnul Mănuță, să știți că veți mai fi gazda locul noastră. Veți mai fi gazda noastră în perioada dintre cele două tururi de scrutin. Și atunci să pregătiți subiecte gen Sorbona și alte lucruri. Și atunci am participat la multe campanii și dezbateri, dar aceasta mi s-a părut cea mai grea, pentru că e și foarte lungă și cu teme puțin generoase de discuție, pentru că vrei nu vrei tot la local ajungi. În momentul de față, tot la temele locale. Candidatul pe care îl reprezint are disponibilitate pentru dezbatere electorală cu oricare dintre candidați. Deci este această disponibilitate, a fost chiar, dacă vreți, a fost o declarație în acest sens, dar nu se dorește această dezbatere electorală. Eu nu știu, se dorește aceta să... Da, bun, iată că este un prim pas. Sper să accepte și domnul Mircea Diaconu, de exemplu. Eu aș vedea așa o dezbatere extraordinară și s-ar vedea diferența, și atunci chiar s-ar vedea diferența între politologul, între doctorul paleologul și Mircea Diaconu. Ar fi interesant această dezbatere. De ce nu o dezbatere cu doamna premier, încă premier interimar, sau demis de parlament în această perioadă? Pe teme și economice și constituționale. Pentru că doamna de fapt... Să nu mai jigniți pe doamna, că nu are reprezentante aici. Nu se vorbesc cu doamna despre teme constituționale și economice. Doamna a arătat ce poate... Mai am câteva teme, să știți. Reforma administrativă, dacă ați putea să expuneți câteva idei. Președintele poate genera o dezbatere pe această temă. Vă aduc aminte, cu scuze de rigoare, că și acum este în dezbatere la formarea noului guvern. Unele partide solicită alegerea președintelui Consiliului Județean fie în două tururi, alegerea primarilor în două tururi, unde sunt discuții pe tema asta și inclusiv sunt condiționate sau e condiționată susținerea guvernului de acest aspect. Lucruri care pot fi puse în practică sau nu pot fi puse în practică. În opinia mea, alegerea primarilor în două tururi, așa. Văzând calendarul pentru cum se desfășoară negocierile, este puțin probabil să se întâmple. Pentru că la fel și cu președintele Consiliului Județean. Tot în două tururi Să revenim sau să revenim la vechea formulă, să fie ales din rândul consilierilor, de către consilieri, fie să mergem două tururi, dacă discutim. Sunt discuții în ceea ce privește, iată, o posibilă reformă administrativă. Depinde să vedem cum se va negocierile, cum se vor încheia și ce soluții vor adopta, vor fi adoptate și pe placul tuturor partidelor. Astea sunt măsuri mai la îndemână, măsuri mai de substanță, mai profunde, cu reorganizarea ce înseamnă unităților administrativ-teritoriale. Deci, dezbaterea asta a fost pusă în discuție din 2010, din 2010, dacă vă aduceți aminte, a fost pus această dezbatere, noi eram la guvernare, PDL-ul atunci, și chiar a fost... Noi eram la guvernare, eu și domnul Gigi pe cincină. Și atunci vreau să vă spun că chiar au fost comentarii,
mentalitate de genul următor. Partidul care vrea să stea în opoziție 8-12 ani să facă reorganizarea administrativă. Aici trebuie o dezbatere și o voință politică, pentru că avem exemple și în Europa Vestică și avem exemple și în Europa Estică. Pentru a întreține statul, pentru ca bilurile pe cetățeni să fie mai mici, este nevoie de această reorganizare. Sunt comune cu 200 de locuitori. Dar această reorganizare trebuie făcută după o dezbatere extrem de serioasă și responsabilă, lăsând la o parte jocurile politice, pentru că eu am văzut acum, cred că acum câteva săptămâni, un lider politic, care vorbea, gata, dacă vom avea un guvern de 16 ministere și vom avea 8 regiuni sau 10 regiuni, noi votăm și suntem. Acum e tăcere. După ce a găzut guvernul Dăncilă, știți, era înainte, o condiționare. Ei, iată că acum e tăcere. Nu. Trebuie să fie o dezbatere extrem de serioasă. Președintele are acest atribut de a crea această dezbatere și în societatea civilă, dar și la nivelul clasei politice. Decizia însă vine la nivelul guvernului și parlamentului. Deci trebuie cineva să-și asume această măsură, care să știți că este necesară. Nu, eu nu spun că este obligatorie, spun că este necesară. O adaptare la realitățile. La realitățile. Luați exemplu, Polonia au 40, acum au 23, deci... Și 40... mult mai ușor pentru absorbția de fonduri europene, pentru tot felul de proiecte, e mult mai ușor să-l pui în practică. Când suntem atât de divizați și atât de... Uitați-vă că se plâng primării că nu mai au bani să-și plătească aparatul propriu. Nu se poate susține din veniturile pe care, dacă ai 200 de locuitori, ce taxe și impozite să ai, cât să-ți plătești aparatul propriu. Da? Au dificultăți, stau cu mâna întinsă la stat să primească pentru a-și plăti salariile. Și renunță așa numiți baroni locali la... Greu. Dacă e o decizie de la nivel național... Funcțiile astea alese. Este greu, dar uitați-vă, la Polonia avut 42 de voievodate și mai are 23. Deci Polonia a avut ca organizare administrativ-teritorială ceva între regiuni și județe cum era. Noi voievodatele. Acum mai are 23, le-a redus aproape cu 50%. Da. Și a reușit să facă și această reformă administrativă cu greu, dar au făcut-o. Bun. Este atributul președintelui și poate să genereze această dezbatere publică și cu forțele politice. Poate să fie un pact care să prevadă un calendar care să fie bine știut. Cred că un exemplu foarte bun e cel cu infrastructura. Cum e, astăzi am văzut o postare cu drumul expres Craiova-Pitești, care ar fi putut să fie un drum expres pe regiune. Târgu Jiu-Pitești, de exemplu. Să străbată toată Oltenia. Scuzați-mă. Nu doar cei de la Craiova să aibă drumul. Cine se bată pentru asta? Nu, dacă ar fi fost o regiune. Dacă s-a propus un proiect regional, pentru toată regiunea. Așa, ei își fac acolo partea lor, noi rămânem în aer cu drumul ăsta, nu se știe când va fi desemnat, selectat un proiectant. O temă greu de abordat, de pus în practică. Reforma administrativă, da, reforma este deconcentratelor, ministerilor. Bun, deja, haideți că... Intrăm pe domenii destul de sensibile. Funcțiile cu care se răsplătesc membrii de partid. Domnul, am făcut reformă și am spus că nu știu ce, trimitem un birou sau pe la care i-am tăiat dintr-o parte și au crescut în alta. Bun, dar acum ne dusăm că a căzut guvernul Dăncilă și începem să spunem, da, avem posturi vacante, haideți să le completăm. Nu e acesta un mod corect de a fi în slujba cetățeanului. Nu e un mod corect de a fi în slujba cetățeanului. Dimpotrivă, este un mod, ceea ce spune și dumneavoastră, haide să luăm aparatul de partid, nepotismul, să-l aplicăm ca și regulă, să eliminăm meritocrația, după noi potopul. Aici ne ducem în o altă zonă. Ai responsabilități politice. Păi uitați-vă, chiar exemplu CEO, că tot ne-ați adus pe domeniul ăsta, sunt foarte multe probleme la CEO datorită faptului că unii de prin ministere,
Asta nu puteți să vorbiți. O să discut mai puțin despre ce. Nu. Sunt nu. Unii din ministere blochează lucrurile, se ia decizii, sunt legi, ordonanțe aprobate și nu sunt puse în practică. Dar și ce o stă pe loc? De ce? Eu am mai spus-o și de-a lungul timpului. Sunt unii prin ministere care sunt slab pregătiți și când e slab pregătit, fugi de răspundere. Și atunci, ca promovați să fugi de răspundere, politic, sau ții lucru. Bineînțeles, sau pe criterii amante. Am văzut prin Ministerul de Finanțe și au adus amantele la toate... Nu, că arată bine, vii mai, la serviciu vii mai cu nimic poftă, mai cu tăre drag, așa, nu? Și mie îmi place sexul frumos, dar... Și bine pregătit, nu? Să fie și bine pregătit. Nu? Pentru că dacă... Una e una, alta e alta. Alta e alta, nu? Da, una dacă una, ai alta. Și cu ce și ești bine mansardată, nu cred că vei avea probleme în viață și trebuie să te agăți de un mare om politic sau de un om politic. Dacă ai cu ce, ajungi în viață. Sau invers. Sau invers, da, nu facem discriminări. Da, da, poate să existe. Și un politician care se agață de... S-au mai văzut cazuri și la nivel... O doamnă cu putere, cu funcții. Într-adevăr, ține... de realitatea ultimilor ani, migrația cetățenilor, migrația forței de muncă, migrația elitelor. Migrația transfrontalieră este o problemă, este o problemă pentru ce putem societatea română. Să comentăm pe tema asta, o temă destul de grea. Păi, mai uite, ales că la nivelul soluțiilor nu prea există. Intrarea din una în alta, păi dacă eu stau și sunt bine pregătit, am avut exemplu, sunt bine pregătit și merg la un concurs. La un concurs, la un concurs, da? Sunt asistent. M-am pregătit, acum am ieșit, sunt pregătit, bine pregătit și mă luat concurs cu o fostă femeie de serviciu, care a făcut o școală rapid. La spital. Și mă duc la spital. Pierzi concursul, și pierzi concursul. Da? Sau alte chestiuni. Am dat un exemplu așa aleatoriu. Normal, ce să facă omul respectiv sau doamna respectivă? Pleacă afară și caută un post de... încearcă să-și recunoască diploma și pleacă afară și lucrează în străinătate asistent. Crezi că mi-ar conveni să stea acasă chiar cu un salariu mai mic? Dar sunt chestiunile astea care blochează și în general intrarea în accesul la un post. Și calitatea serviciului efectuată până la urmă. Bineînțeles, pentru că dacă nu ți ajunge cel mai bun, cel care ar merita, ajunge pila. Eu am lucrat în privat și atunci când m-am angajat eu, patroana de acolo a spus, eu am luat concursul. Mă rog, am avut cam aceeași notă cu persoana cu contra... candidatul. În domeniul juridic. În domeniul juridic. Și unul dintre criteriile care a contat a fost că eu nu am avut pilă. Și mi-a spus un lucru care mi a intrat în cap. Și cred că ar trebui să conteze numai la asta, la privat. Pila trece, prostul rămâne. Adică... Rămâne de la, cu rămâne de la o el, guvernare iar la în mediul, în mediul privat, de obicei, da. În mediul privat nu-ți permiți să ai oamenii slab pregătiți. Pierzi bani. Da. Pierzi bani. Iar, nu știu, și la stat pierzi bani. Numai că la stat e la stat. Nu te trage nimeni la cine răspundere. Cine să te tragă la răspundere? Și atunci preferă să... Nu vedeți când ziua de astăzi majoritatea când vor să se angajeze și să se la pregătiți unde își caută un loc de muncă la stat. Mai ales acum e mai bine plătit ești decât mai bine, la privat. Bun, e mai bine plătit. Candidatul pe care îl reprezint și-a exprimat public cu privire la fenomenul migrației transfrontalierei și lucrurile stau în felul următor. Legat și de traficul de persoane. Da, legat și de traficul de persoane, dar legat în special de migrația transfrontalieră, pentru că, să nu uităm, migrația transfrontalieră pentru noi, România, este o problemă. Suntem a doua țară în statistici Organizației Națiunilor Unite după Siria, care este de 10, război, ani, de 10 ani în război și noi suntem procentual. O statistică rușinoasă, tristă și da, rușinoasă. Tristă. Da. Tudor Pălăgu este pro-european, ca și Klaus Iohannis. Nu poate nimeni să nege acest lucru, că cei doi candidați pe care le prezent sunt pro-european. Dar Tudor Pălăgu militează în primul rând ca românii să sunt președintele și cei care dirigează guvernul să militeze în așa fel încât românii aflați la muncă în țările Uniunii Europene să se bucure de respect. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să creăm la nivelul României, să creăm posibilități ca românii care rămân aici să se bucure de bunăstare. Pentru că numai astfel reușim să eliminăm și discrepanțe dintre România și celelalte țări ale casei noastre europene, ale Uniunii Europene. Nu putem face decât prin educație. Dacă nu vom înțelege acest lucru, acum în ultimele ceasuri va fi foarte grav pentru acest popor. De aceea, declarațiile pe care le-a făcut Teodor Pălăgu sunt relevante, cred eu,
pentru alegătorii care sunt chemați la vot în 10 noiembrie și care ar trebui să aibă o singură opțiune. Omul aflat pe poziția a doua a buletinului de vot, adică Teodor Paleologu. Mă auziți, să știți, din păcate, zic eu, oameni care mergeau către varianta anulării votului. Votează cu 2 sau cu mai mult. Ceea ce nu-i condamn, nu-i condamn pentru că e foarte important să se prezinte la vot, să-și să se deplaseze. Știți că sunt foarte mulți care sunt dezinteresați de politică, dar în mediul virtual sau în online sunt foarte activi și înjură pe toată lumea. E foarte important, e un gest, nu știu, de lehamite sau de dezaprobare a tuturor candidaților, dar e opțiunea oamenilor pe care noi trebuie să o respectăm. Toate că noi fiind implicați politic, nu suntem de acord cu ea, dar trebuie să le respectăm. Fiecare are opțiune. Asta înseamnă democrație până la urmă. Fiecare trebuie să aibă opinii. Și trebuie să le respectăm tuturor, inclusiv acelor oameni care nu doresc pe niciunul dintre candidați, dar își manifestă dreptul de a vota. Apropo de migrație, sunt soluții? Tot această economică e singură? E una de durat? Da, e una... Ce se întâmplă? Fără o dezvoltare economică, nu poți să-l... Asta înseamnă încă 5, încă 10 ani. Nu poți să-l reții pe cetățeanul român în țară. Dacă faci treabă, dacă nu. Nu poți să-l reții. Dar, pe de altă parte, trebuie să te lupți în toate mijloace și toate pârghile pe care le ai la dispoziție prin diplomație ca cetățeanul român să fie respectat în celelalte țări ale Uniunii Europene. Ca astfel lucrurile să fie, cum să spun, sclav într-un stat în care tu ești membru ca și el în Uniunea Europeană, nu este corect. Din păcate, cetățenii care pleacă să muncească în străinătate o fac la un câștig mai mare. Dar vedeți dumneavoastră, avem cred că sute de mii de cetățeni care pleacă sezonier să muncească în Spania, să muncească în Germania, 60 de zile, 90 de zile. Aici e o chestiune. Aici este nevoie de intervenția diplomației. Aici este nevoie de intervenția unui președinte interesat pentru români. Da, într-adevăr, care dar... diplomație, că și aici avem o problemă. Am văzut acum că chiar doamna Cosma, celebră doamna Cosma, va fi propusă consul general în Grecia, pe undeva. Da? Care, și aici avem o problemă în ceea ce privește corpul diplomatic. Dacă noi lăsăm de fiecare dată să fie penetrat de astfel de personaje, cu scuzele multe de rigoare, nepotisme, da, cu scuzele de rigoare, nu cred că a avut, nu are nici ținuta, nu neapărat morală. Contează și intelectuală, deci, să pătrundă în corpul diplomatic, da? Pentru că acolo sunt, încă mai sunt oameni, sunt profesioniști, care nu pot să fie puși pe același palier. Și meritocrația ar trebui să primeze, mai ales acolo unde este linia întâi. Da, vorbitor de limbi străine, oameni cultivați. 5, spre ultima 100 de metri, trebuie completate posturile vacante. Da, din nefericire. Da, ca la... Domnul Rușesc, pe cuvântul meu... Așa și la spital. Cred că în ținea mea n-aș avea nimic împotrivă dacă ar face-o cu oameni competenți. Adică să-ți spună un om care să-ți spui, da, domnule, nu ai ce să-i reproșezi. Bun, nimeni mai deschide subiectul dacă ar fi cu oameni competenți. N-am rușit la noi să criticăm dacă e o personalitate, nu știu, cu doctor în... Da, cu... Bine, nu cu doctoratele prin România am anumite nu, probleme, da, dar oamenii contează și calitatea morală și când vezi că a fost numit cineva bine pregătit, cu o conduită morală ireproșabilă, n-ai ce să... Chiar dacă nu-ți convine că este numit de reprezentantul altui partid aflat vremenii la putere, dar n-ai ce face. Nu ai argumente să critici foarte mult. Ziceți un profesionist numit într-o funcție publică pe care l-a apreciat și chiar dacă e... Bogdan Aurescu. Parte de la un partid? Nu știu la ce partid e, dar mie Bogdan Aurescu mi s-a părut profesionist. Apropo de consilierul președintele. Bun, a avut și un parcurs interesant atunci când am negociat legat de insula Șerpilor. Deci a fost un om care a reprezentat interesele României. Și a făcut-o pentru România. Poate n-a ținut cont de jocurile politice. În ministere sunt astfel de oameni, numai că dacă nu ai, cum să zic, abilitatea atunci când ajungi ministru și nu ai aplicarea să fii condusă, știi ce înseamnă resursa umană, nu te interesează. Aduci pe ai tăi, că așa a zis partidul, să aduci
oamenii tăi. Și iată ce s-a întâmplat. Guvernarea asta chiar a fost dezastroasă din punct de vedere uman. Domnule, nu știu ce ai câștigat puterea. Au scos în față oameni, dar profesioniști. Asta bine vreau să spun. Oameni care n-au nicio treabă cu posturile, posturile pe care au fost puse. Păi aduceți-vă aminte că de-a lungul timpului s-au întâmplat lucrurile astea, da? Și l-am acceptat aici sau au mai fost critici, dar niciodată parcă ca și acum să nu aduci profesioniști în linia întâi. Când ajungi la guvernare, păi erau guverni, indiferent că erau de stânga sau de dreapta, puteai să ochii închis spuneai miniștri. Acum ți-e greu să reții, nici nu știai ce miniștri sunt. Erau unii de se ascundeau, nici nu-și doreau să fie săraci miniștri. Dar ei erau acolo și semnau act. Dar sunt non-name-uri puse în funcții cheie ale statului român. Mă repet, sunt convins că și reprezentanții PSD-ului sau PSD-ul, socialiștii, aveau oameni competenți în care puteau să-i aducă în linia tăi. Nu i-au adus. Din nefericire pentru ei și pentru țară. Președintele pe politică externă are atribuții bine principale, definite. Da. Pe apărare, pe politică externă. Avem un parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii și avem în continuare vize. Cum vi se pare treaba? Se discută. Au fost la discuții. Sunt anumite probleme. Păi dacă... Domnul Măruță, dacă vin unii și chiar la nivelul cel mai înalt și spun că, uite, să luăm exemplul lui Putin pe anumite teme, eu cred că se ridică niște semne de întrebare. Marele urs a fost într-o perioadă, într-adevăr, dar o perioadă neagră pentru România, a fost un exemplu. Eu cred că acum, de ani de zile, ne dorim să fim, cum spuneați, parteneriat cu Uniunea Europeană, cu fiind membri, cu țările vestice, cu Statele Unite, nu cu RSS-ul. Iar când oameni de la cel mai înalt nivel îți dau exemplu Rusia, apar anumite sincope și anumite probleme. Ca să poți să nu mai ai vize, trebuie să îndeplinești anumite criterii, pe care, din nefericire, noi, și am văzut că inclusiv președintele Klaus Iohannis a susținut, le-am îndeplinit. Noi știm că avem scăpări pe aici și pe acolo, exact ca și ceva cu mediul, da? Dar trebuie, când te duci în exterior, să știi că l-ai îndeplinit. Dar nici americanii nu sunt ușor de dus. O politică, da. Domnul Măruță, la, cum să vă spun, la Casa Albă, actualul președinte a fost de două ori, Klaus Iohannis. Fostul președinte și fost prim-ministru s-au mai întâlnit la nu știu ce recepție cu la instalarea președintelui Trump. E vorba de domnul Liviu Dragnea și domnul Grindeanu. Nu s-au ridicat vizele. Vă spun eu, vă asigur că dacă Teodor Parologu va fi președinte, vizele vor fi ridicate. Asta e. Vă asigur, pentru că este un bun diplomat. Nu pentru că o fond, dar pentru că este un bun diplomat. Va ști cum să negociezi. Asta a sunat așa ca de glob de cristal. Nu, nu va fi un bun diplomat. Nu am sesizat argumentele, să știți. Nu, păi dacă e, discutăm aceste argumente. Dar timpul nu ne mai permite. Suntem în campanie electorală, domnul Măruță. Să fim înțelegători, zic. Nu, trebuie să fim înțelegători, da. Sigur, ceea ce a spus, totuși când discuți despre o politică externă trebuie să fie o singură voce. Din păcate, în ultima perioadă, politica externă s-a încercat să se facă pe două voci. Vă aduceți aminte, atributele președintelui au încercat să fie luate de premier, da? Declarațiile de politică externă care erau de resortul președintelui și... Așa spune cutuma, te înțelegi cu premierul, dialoghezi... Scandalul cu ambasada, da, asta, în Israel. Acesta cred că a fost cea mai neagră perioadă a diplomației, când au fost două voci diferite la nivelul diplomației românești în ceea ce privește politica externă. Da, suntem la finalul emisiunii. Eu vă mulțumesc că ați participat în aceste seri alături de mine la dezbaterea electorală. Vă aștept și în alte emisiuni. Mai avem încă două săptămâni, aproape trei, plus turul al doilea, multe dezbateri. Să sperăm că în folosul dumneavoastră să știți cu cine votați pe 10 și pe 24 noiembrie. Atât în această seară, toate cele bune!
Incompetența, impostura și corupția au sacrificat o parte dintre români și i-au gonit pe ceilalți. Vă întreb direct. Dacă pentru